Ce faceți în starea locului? Am ieșit să fumăm o țigară și se apropia ziua noastră și am să încercăm și noi leacăle astea, să vedem cum. O leacă de ce? Ce? Nu știu, ce că e iarbă, nu știu ce. De unde ați luat? A trecut unul până că mine și m-a întrebat dacă vreau. Îl cunoașteți? Nu. Ce fel de iarbă este? Nu știu. E prima oară când. O țigară, iarbă. Ce a fost găsit astfel de asta? Un telefon mobil, un pachet de tutun dram, o punguță cu filtre. Păi, ce cred că s-au terminat. Cheile și mașinuța aia de... Ați văzut consumat? Da. Nu le-ați cumpărat până acum? Am consumat, n-am cumpărat, când n-am pus cazul. Pur și simplu am găsit într-un club, la un concert, și am pus pe un băiat fuma. Și am zis că mi-a și mie două fumări. Și mă cunoști pe aia. Și mi-a dat strac și două fumări. La apariția noastră, tinerii au fugit în scara unui bloc. Am trecut la urmărirea acestora, întrucât aceștia erau agitați. Am trecut la controlul corporal sumar, ocazie cu care am găsit asupra lor un pliculeț cu un gram de marihuana și un alt pliculeț cu 40 de grame de substanțe ce par a fi etnobotanice. Au declarat că pliculețul cu marihuana a fost cumpărat de la un individ de pe stradă, iar substanțele etnobotanice au fost achiziționate de pe internet.